găsit, iată, am terminat, a dat soarele și la noi aici pe uliță, e bine, și vreau să fac acest filmuleț, pentru că mulți întreabă ce este propolisul, persoane simple, nu apicultorii care știu exact ce este. Mulți zic că este excrement albine. Cum să fie acest produs natural, excrementul albine, iată, iată ce frumos, ce cantitate frumoasă de propolis. Propolisul este colectat de albine exact ca și polenul. Este adus în stup pe piciorușe, este amestecat cu anumite secreții ale glandelor albinei, albinele au diferite glande, iar cu acest ingredient, ele lipesc găurile, orificiile stupului ca să fie izolat pentru iarnă. El așa arată, iată, aici este o cantitate foarte frumoasă. Din acest propolis se poate face diferite tincturi. Eu am făcut tinctură destul de o cantitate destul de însemnată și e foarte bună la diferite afecțiuni. Propolisul este adunat în general de pe pomi, de pe tulpina la pom sau de pe anumite frunze care secretă această rășină. Ea este o rășină secretată de diferite arbori, de diferiți arbori sau plante care au această capacitate de a secreta rășini, unde albina merge și colectează, pune pe piciorușe, apoi după ce pune pe piciorușe, o aduce în stup, o prelucrează, o amestecă cu glandele respective și cu secrețiile glandelor respective și apoi lipește unde consideră ea că este nevoie. Deci cam aceasta este propolisul, iar toamna albina are instinctul de a face această colecție de propolis cât mai însemnată.